Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou video. Ușor, ușor, 2023 s-a dus, am ieșit așa la o partidă finală. Dacă voi prinde ceva, vom vedea în decursul acestui video. Dacă nu, vă ura ceva frumos așa de sfârșit de an, pentru că sunt și sărbătorile de iarnă. Așadar, astăzi încep prin a vă spune la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ștefan și Ștefania, pentru că suntem pe 27 decembrie la Dunăre. Tocmai ce am ajuns într-un loc, după cum puteți vedea, cu foarte multă stâncă și piatră. O să fac o partidă scurtă de pescuit la coșuleț cu viermuși. Nu am foarte mult echipament după mine. De fapt, ce am nu este al meu, este împrumutat. O să vă arăt imediat și ce montură să folosesc, pentru că am o montură așa mai specială, mai de avarie. O să vă o prezint, iar într-un clip viitor o să vă arăt pas cu pas cum se face această montură. Mă apuc să fac repede nada, să-și tragă apă, cât mă mai învârt prin jur pe aici puțin, și vă arăt și montura. În această partidă voi folosi, după cum puteți observa, tot de la Fiderix, deja clasicul carp magnet, și să vedem dacă peștele va răspunde. Voi introduce și un mix de pelete mai târziu. V-am obișnuit, nu o să fac foarte multă nadă, am o pungă deja trecută de jumătate începută. Voi face puțină nadă, nu are rost, nu știu cum răspunde peștele. Dacă va trage destul de bine, voi mai pune mai târziu, în funcție de cum am nevoie. Îmi este suficient atât, dacă mai am nevoie, mai târziu fac și restul. Așa, și acum să punem apă. După câte puteți observa, malul este destul de stâncos. Am lăsat nada la dospit între timp. După cum am spus, să vă prezint și montura. Este o montură simplă, după câte puteți observa. Nu am nici măcar o biluță de cauciuc sau un stopper de linie, este făcută direct pe firul principal, într-o buclă și foarte simplu. Am atașat o strună, 50 de centimetri. Aceasta este montura, aștept să se facă nada și să o lansez la apă. Până acum absolut nimic, gheață la mal. Am mai început să mai adie și vântul așa mai discret, dar din ce în ce mai tare. Am mai făcut ceva schimbări și pe la nada, am mai pus și pelete. Mai insist, însă văd că nu vrea să răspundă, pare că peștele nu este acasă, nu stă pe zonă. Locul nu este foarte încântător, este destul de mare curent. Am un coșuleț de 80 de grame pe care îl car destul de agresiv până într-un anumit punct. Mare că este și un pic de vâltoare, dar asta este. Mai încercăm și vedem, poate dă și ceva rezultate să nu luăm lampă. Văd ce mai pot să mai schimb, mai adaptez, poate va răspunde și vreun pește 2, avem ce arăta pe cameră. Și să sperăm că, după cum am spus, nu luăm lampă și primim un bonus, cât de mic ar fi el acolo, dar să miroase mâna pește. Partida a ajuns la final, astăzi din păcate doar o lampă. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine în acest an și vă urez un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, și să ne vedem în 2024 pe malul Bălții cu cât mai multe partide. Până data viitoare, nu uitați să apeși butonul de like și de abonare.